Invalidarea alegerilor în municipiul Chișinău a bulversat societatea din Republica Moldova. Această decizie de invalidare are câteva consecințe. În primul rând vorbim, desigur, despre consecințele politice, în al doilea rând ne referim la cele economice și nu în ultimul rând consecințele administrative. Vorbim despre, pe scurt despre această invalidare, reamintim că toate cele în trei instanțe de judecată din Republica Moldova au invalidat rezultatele alegerilor din municipiul Chișinău pe motivul că Andrei Năstase, dar și ulterior și domnul Ion Ceban, candidatul socialiștilor, ar fi încălcat legislația electorală. În mod special ne referim aici, sau în mod special se referea aici instanța de judecată la faptul că în ziua alegerilor, așa numită ziua tăcerii, Andrei Năstase ar fi publicat mai multe live-uri pe Facebook prin intermediul cărora ar fi invitat cetățenii Republicii Moldova să se prezinte la urnele de vot. Aceste îndemnuri ale domnului Năstase au fost catalogate de către instanța de judecată că au prejudiciat rezultatul alegerilor. Fără a intra în discuții referitor la a încălcat, nu a încălcat sau cât de gravă este încălcarea domnului Năstase prin aceste live-uri pe Facebook, este evident că chiar dacă și-au fost anumite încălcări, alegerile în municipiul Chișinău au fost libere și au fost în linii mari corecte. Despre acest lucru ne-a vorbit nouă toți observatorii, atât interni cât și externi. Chiar și dacă a fost această încălcare, decizia sau pedeapsa trebuia să fie una pe măsură, însă nu una disproporțională ca să anuleze întreg votul din municipiul Chișinău. Este evident că prima urmare a acestei invalidări a fost de ordin politic. De ordin politic intern, ne referim aici la protestele liderilor de opoziție, dar și a cetățenilor simpli. Deja în Chișinău am avut două proteste masive ale populației care sunt total dezacord cu această decizie a instanțelor de judecată. Cei care au ieșit în piață sau ieșit în piața Marii Adunării Naționale, care au ieșit în stradă, nu neapărat s-au prezentat acolo pentru a-l susține sau pentru că este votantul domnului Andrei Năstase, însă au ieșit acolo să protesteze pentru că în Republica Moldova a fost anulat un vot popular. Făcând o paranteză aici, trebuie să spunem că alegerile libere și corecte este temelia oricărei democrații. Orice societate când începe o construcție democratică începe de la alegeri. În Republica Moldova, în istoria politică a Republicii Moldova de peste 20 ceva de ani, încă nu am avut situație când un scrutin popular să fie invalidat. Da, am avut anumite abateri, am avut anumite încălcări, am avut anumite suspiciuni de fraude, cum au fost alegerile din 5 aprilie 2009. Însă, până la urmă, toate aceste alegeri au fost considerate valide și guvernarea s-a conformat rezultatelor acestor alegeri, indiferent care au fost rezultatele lor. Acum vedem că pentru decizia instanței sau instanțelor de judecată, pur și simplu un scrutin electoral nu a fost validat. Guvernarea încearcă să ne prezinte nouă aceste decizii că ar fi independența justiției, că toate că argumentele nu sunt credibile. Încheiând această paranteză, desigur că acest comportament al instanțelor de judecată a dus la faptul că cetățenii au ieșit în stradă să protesteze împotriva unui neadevăr, împotriva unui fals, împotriva unui decizii evident abuzive. Noi încă nu știm care vor fi consecințele politice de ordin intern. Deja vedem că opoziția au format sau vor forma anumite celule de rezistență din partea societății în tot teritoriul, nu neapărat implicate politic. Opoziția, activiștii civici care s-au aliat partidilor de opoziție, nu neapărat că le împărtășesc simpatiile lor politice, însă s-au aliat împotriva ceea ce numim noi
că Republica Moldova alunecă spre un regim dictatorial, spre un regim autoritar. Mergând la consecințele externe, noi deja vedem reacția dură a partenerilor europeni, a Statelor Unite ale Americii, în general a partenerilor de dezvoltare. De fapt, Republica Moldova deja avea o relație politică deficitară cu Uniunea Europeană și cu partenerii occidentali. După ce în anul 2016 guvernarea Republicii Moldova într-o anumită măsură a reușit să stabilizeze, să redreseze relațiile noastre cu partenerii europeni care au suferit o criză majoră în anul 2015 după furtul miliardului din anul 2014, în anul următor, în anul 2017, din nou acțiunile guvernării de la Chișinău au dus la înrăutățirea acestor relații. Această înrăutățire se explică prin faptul că Parlamentul Republicii Moldova, trecând peste orice recomandări ale Comisiei de la Veneția, a schimbat sistemul electoral din Republica Moldova, din unul proporțional în unul mixt. Anume de atunci, partenerii europeni, Uniunea Europeană, atragea atenția că în Republica Moldova deja este vorba despre anumite abateri, anumite încălcări, ce numim noi bazele sistemului politic-democratic. Deja atunci, partenerii noștri au început să vorbească de condiționalități politice. Dacă până atunci relațiile noastre cu Uniunea Europeană se refereau în linii mari la condiționări economice sau condiționări din domeniul justiției, de anul trecut partenerii europeni au început să pună Republicii Moldova și condiționări politice. Am văzut că reacția Uniunii Europene la această decizie a instanțelor de judecată din Republica Moldova să invalideze alegerile au dus la adoptarea de către Parlamentul European a unei rezoluții foarte critice. O rezoluție atât de critică Republica Moldova încă nu a avut din partea forurilor europene, unde clar se vorbește despre faptul că Republica Moldova este pasibil să fie un stat care deja nu mai este unul democratic. Uniunea Europeană recunoaște anumite merite economice ale guvernării din Republica Moldova de a stabiliza economic situația de la noi din țară, însă totodată Uniunea Europeană spune clar, spune tranșant că Republica Moldova nu a îndeplinit acele condiționări politice. Iar pentru condiționalitățile politice pe care trebuie Republica Moldova să le îndeplinească și care se regăsesc în această rezoluție, este organizarea alegerilor în municipiul Chișinău, se reîntoarce la problema sistemului electoral care trebuie să se revină asupra deciziei de a schimba și așa mai departe. Trebuie de spus că în toată relația noastră cu Uniunea Europeană încă un așa moment de criză nu a fost. Am avut momentul critic în anul 2015, dar probabil acest moment este cel mai dificil în relația Chișinăului cu Bruxelles. Recent, la 27 iunie, s-au împlinit 4 ani de la semnarea acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Practic, nimeni nu și-a amintit de această dată. Da, poate anumite surse media apropiate guvernării cumva a încercat să scoată această dată la suprafață, încercând să vorbească că guvernarea implementează prevederile acordului de asociere, însă această dată a trecut pe neobservate, toată lumea fiind concentrată asupra proceselor electorale din Republica Moldova. Aspectul și mai critic acestei rezoluții, dar în general a situației politice, este că în toamnă pe noi ne așteaptă alegeri parlamentare. Încă în actualele condiții este foarte dificil de vorbit că aceste alegeri se vor desfășura în mod liber, corect, echitabil. Guvernarea dă asigurări că vor fi respectate rigorile democratice de realizare unor alegeri electorale, însă acțiunile ei o fac să nu fie credibile în partea, să nu fie credibile în ochii partenerilor externi, dar și a actorilor politici interni.
argumentele guvernării este că Parlamentul European a acționat la sugestia subiectivă a partidelor de opoziție nu este una relevantă. Trebuie de înțeles că această rezoluție a Parlamentului European, de fapt, este cauzată de procesele politice interne, care sunt dictate de partidul de guvernământ și apoi de către opoziție. Faptul că la noi justiția este unul independent, aceste afirmații pur și simplu nu sunt credibile. În rezoluția Parlamentului European se cere Comisiei Europene să stopeze asistența financiară acordată Republicii Moldova. Este vorba despre asistența macrofinanciară sau este vorba de acel credit de 100 de milioane de euro. Se cere sistarea suportului la fondul bugetar și o altă decizie este că Uniunea Europeană nu va mai acorda acel suport reformei justiției de în jur de 28 de milioane de euro. De fapt, prin această ultimă decizie se recunoaște clar că la noi domeniul justiției nu este reformat. De fapt, domeniul justiției alături de corupție era marea problemă a Republicii Moldova în perioada ei de succes, când noi eram catalogați drept poveste de succes al parteneriatului estic. Vedem că între timp, nu numai că nu au fost soluționate aceste două probleme, ba dimpotrivă, s-au adăugat alte probleme, cum ar fi problemele în sistemul financiar bancar, procesele electorale și așa mai departe. Desigur că această decizie a Parlamentului European, a Uniunii Europene, va avea impact economic. Guvernarea ne asigură că fondul bugetar nu va avea de suferit, cetățenii, în general, mediul politic nu va fi afectat de această decizie, pentru că în buget sunt rezerve. Nu excludem acest lucru, mai ales pentru că deja că asistența macrofinanciară nu va veni, era cumva anticipată și de aceea guvernarea din timp s-a făcut anumite rezerve. Însă trebuie să înțelegem că această asistență venea pentru susținerea unor proiecte, susținerea unor inițiative care acum vor stagna pe o anumită perioadă de timp sau chiar vor stagna pe o anumită perioadă nedeterminată. Chiar dacă guvernarea va face față acestei decizii economico-financiare a Uniunii Europene, oricum situația economică este una foarte și foarte dificilă, ea fiind la limită. Pentru că Republica Moldova, după anul 2009, s-a bucurat de un suport masiv financiar din partea forurilor europene. De fapt, în anumite situații, Republica Moldova a supraviețuit doar datorită injecțiilor financiare venite din partea partenerilor de dezvoltare. Faptul că aceste sume de bani nu vor veni, faptul că acest sprijin financiar nu va fi acordat Republicii Moldova, pune cumva Republica Moldova pe muchia cuțitului din punct de vedere economic. Alt aspect, poate despre care se vorbește acum mai puțin, este cel administrativ. În toată această vâltoare a crizii politice, a relației noastre deficitale cu Uniunea Europeană, cumva au fost trecute într-o parte aspectele administrative ce țin de municipiul Chișinău. Noi știm foarte bine care este situația în municipiul Chișinău, noi știm foarte bine cum este gestionat treburile în Chișinău. Primarul Chertoacă a lăsat o moștenire destul de deficitară. Sunt foarte multe probleme, sunt foarte multe scheme gri de interes economic care lovește direct în dezvoltarea urbană dar nu numai urbană, dar în ceea ce ține existența cotidiană a locuitorilor din municipiul Chișinău. Aici, desigur, trebuie să specificăm din start că nimeni nu se aștepta la minuni din partea primarului
Andrei Năstase. El avea un termen foarte scurt, un termen care la jumătate de mandat cumva era tăiat de scrutinul parlamentar din toamnă, el nu are echipă. Noi în general nu știm care sunt competențele de manager administrativ a domnului Năstase, însă dacă dumneavoastră ar fi intrat în funcție, municipiul Chișinău ar fi avut administrația aleasă. Municipiul Chișinău ar fi avut un primar ales care cel puțin ar fi încercat să rezolve anumite lucruri în municipiul Chișinău sau mai mult ce se așteptau de la el, să scoată la suprafață toate acele scheme gri cu interes economic, cu interese tenebre care s-au adunat în primăria municipiului Chișinău, dar și în Consiliul Municipal Chișinău. Noi nu știm dacă domnul Năstase ar fi rezolvat toate aceste lucruri în municipiul Chișinău, însă faptul că el nu și-a intrat în funcție, doar face să prelungească și să tergiverseze toate aceste aspecte cu conotații negative care există în municipiul Chișinău. În concluzie, putem să spunem că invalidarea alegerilor din municipiul Chișinău a fost ca o foaie de turnesol asupra întregii vieții politice din Republica Moldova, a creat sau a amplificat relația deficitară cu partenerii noștri europeni și, mai dificil, noi nu știm care este viitorul, noi nu știm ce ne așteaptă, noi nu înțelegem acum care sunt perspectivele de dezvoltare ale Republicii Moldova, mai ales dacă vorbim despre aceste perspective, luând în calcul că în toamna anului acesta ne așteaptă un scrutin parlamentar foarte important pentru viitorul Republicii Moldova.